al zecelea și unde puterea suveranului s-a fărămițat, el cedând o parte și din puterea politică și militară, dar și judiciară și financiară, unor supuși de-ai săi care erau de pildă ducele Normandiei, ducele Bretaniei, ducele Burgundiei, contele de Toulouse și așa mai departe. Și avem deci o situație piramidală unde în fond legătura statală a pierit. Nu mai rămâne decât o legătură de jurământ al feudalului față de suzeran. Acest sistem nu a existat la noi, adică boierii mari, chiar marele ban al Craiovei, nu a fost niciodată un supus care își moștenea pământul cu niște drepturi de a culege impozitele și de a face justiția pe pământul lui. Foarte, foarte rar a dat voivodul român asemenea drepturi la câte un mare, să spunem, boier de-a lui sau la anumite mănăstiri. Dar asta se pare că nu a depășit niciodată cam 20% din întinderea teritoriului. Și chiar cel mai mare boier din țară, banul Craiovii, nu a fost niciodată ereditar. Nu se moștenea din tată în fiu. Voivodul numea banul Craiovii după bunul lui plac. O singură dată au fost 3 generații dintr-o familie care se numește Craiovești, adică mari boieri craiovești, dar iar așa au fost numiți de rege, dar din aceeași familie, timp de un veac, veacul al 15-lea și începutul veacului al 16-lea. Dar nu vorbiți de drept feudal la noi, că nu este corect. Dacă luăm cuvântul feudal în sensul strict pe care l-a avut în civilizația occidentală. Dacă ieși din Franța, nici măcar Anglia, nici măcar Spania sau Italia nu au avut un sistem feudal strict cum l-au avut francezii. Dar se poate la rigoare considera că l-au avut. În țările noastre am avut sistemul bizantin, adică o boierime foarte puternică care își moștenea gradul, dar nu sistemul acesta piramidal care moștenește drepturi regaliene, adică dreptul de a culege impozite, de a face justiția pe pământul lui și de a moșteni o anumită arie de pământ din tată în fiu. Asta nu l-am avut. Dacă am avut un regim feudal, este în sensul mult mai larg că principii noștri, voivozii noștri, au fost câtva timp vasalii ori a regelui Ungariei, ori a regelui Poloniei. Asta este intrarea noastră în lumea feudală de tip occidental. Dar în interior, părerea mea este că nu am avut și mai bine să lăsați deoparte această expresie cu epoca feudală, că a căpătat un sens numai politic, ca să se spună, de o epocă unde boierimea era puternică. Dar nu este același lucru. Vorbiți de oligarhie, adică de puterea în mâna câtorva zeci sau sute de familii, asta da. Dar nu este strict sensul un regim feudal. Hai să ne întoarcem acum la ce se întâmplă în celelalte principate după ce în Transilvania a ajuns rege și în Ungaria Ian Matei Corvin. Voi reveni un moment asupra lui Matei Corvin după ce vă voi vorbi de voivozii noștri contemporani cu el. Și care sunt aceștia? Avem mai întâi pe Vlad Dracul, care este tatăl lui Vlad Țepeș. De ce a spus Vlad Dracul? Vezi că lucru care nu se explică la noi destul. Nu e fiindcă era un drac sau că era, cum să spun așa, neiubit de popor. I s-a spus dracul fiindcă acel Sigismund de Luxemburg, de care v-am vorbit, că a fost rege al Ungariei și un rege favorabil nouă, a favorizat dezvoltarea ortodoxiei în Transilvania, a fost un mare liberal pentru epoca lui. Sigismund de Luxemburg a avut simpatie pentru acest fiu al lui Mircea cel Bătrân și l-a luat într-o ordine feudală a lui pe care o crease și care se chema Ordinul Dragonului. A fost un moment în Occident, s-a născut mai întâi în Anglia cu Ordinul Jarretiere, care există și astăzi, pe urmă a trecut în Franța. Ce era un ordin de genul ăsta? Era, am zis astăzi, un club în care sunt aleși câțiva mari seniori de care regele are nevoie și care își fac un jurământ că până la moarte îi vor fi credincioși orice s-ar întâmpla.
Și deci această mică grupare devine un fel de grup pe care se poate sprijini regele până la moarte. Și deci regele Ungariei Sigismund creează Ordinul Dragonului în momentul când el nu e încă sigur pe tron și se luptă cu alți pretendenți. Și cei care i-au fost credincioși lui au devenit membrii ai Ordinului Dragonului. Toți erau mari magnați unguri. Numai 3 străini a făcut el. Pe despotul Serbiei, pe un principe din Galiția și pe Vlad, fiul lui Mircea cel Mare, înainte ca Vlad să devină domnitor. Și el era așa de mândru că făcea parte din acest ordin de cavalerie, că odată a ajuns domnitor și-a zugrăvit pe pereții bisericilor sau și-a făcut sculpturi unde era arătat acest dragon care este omorât, să spunem, de Sfântul Gheorghe sau de... Și de aceea i s-a spus în popor Vlad Dracul, adică Vlad Dragonul. De unde a ieșit și cuvântul de Dracula pentru Vlad Țepeș? Ce înseamnă Dracula? Înseamnă pe slavonește fiul lui Dracul. De aceea și fiul lui Vlad Dracul a devenit Dracula pentru străini. Vlad Dracul, n-am să insist asupra lui, a domnit de mai multe ori în Muntenia, a făcut și el cruceadă și război împotriva turcilor, dar mai important pentru legendă și pentru istoria noastră a fost fiul lui Vlad zis Țepeș. Un domnitor incontestabil de o cruzime extraordinară, care avea obiceiul de a-și trage dușmani în țeapă sau cei care nu îl ascultau înăuntru în țară. Se pare că de îndată ce a devenit domnitor, în 1456, a făcut curățenie în țară, toți hoții i-a adunat, a dat foc unor case unde i-a băgat sau pe boierii răzvrătiți îi trăgea în țeapă. Un lucru groaznic, adică un pom mic îl transformă într-o țeapă și omul este oarecum răstignit pe această țeapă, intrându-i, e un lucru groaznic de povestit, dar să ungea această țeapă cu său și să băga prin fund omului încetul cu încetul ca să nu-l omoare când intră prin tot trupul lui încetul cu încetul, știau să o facă în așa fel încât să nu străpungă inima, de pildă, și ieșea lângă gât, lângă cap, și stătea omul așa poate 24 de ore expus afară până când expira, îi mâncau corbii ochii, era un supliciu absolut înfiorător și care s-a știut în străinătate, a speriat Europa întreagă faptul că Vlad Țepeș a tras în țeapă zeci și sute, poate chiar mii de oameni. Acestea fiind zise, să știți că veacul acesta al XV-lea a fost un veac crud în toată Europa. Vă dau un singur exemplu. În 1415 se bat francezii cu englezii. Sau hai să nu vorbim francezii cu englezii, că de fapt era o luptă între două ramuri ale dinastiei franceze, cea din Anglia și cea din Franța. Nu e o luptă între două națiuni, e o luptă între două feudalități. Această bătălie de la 1415 de la Azincourt, dacă cumva apucați într-un club de cinefil să vedeți filmul făcut de Sir Laurence Olivier cu bătălia de la Azincourt, vă sfătuiesc să vă duceți să o vedeți, este splendidă. Ei bine, la sfârșitul acestei bătălii, englezii fac 10.000 de prizonieri și pe aceștia vroia să-i monetizeze, ca să spun așa, adică să-i vândă ca ostateci mai târziu. S-a aflat însă un zvon că francezii contraatacă, s-au adunat undeva și contraatacă, și regele Henric al V-lea dă ordin să fie toți decapitați. Care vrea să zică că pe câmpul acela de luptă au fost tăiat capetele a 10.000 de prizonieri. Eu cred că Vlad Țepeș n-a tras în țeapă 10.000 de oameni în viața lui. Ca să vedeți, deci să relativizăm această groază. Ce face Vlad Țepeș? Se hotărăște să se libereze de suzeranitatea turcească. El petrecuse ani și ani de zile în Turcia ca zălog, adică ostatic trimis de tatăl său Vlad Dracul, pentru ca turcul să fie sigur că Vlad Dracul nu o să-i facă război. Deci știe turcește perfect și cunoaște și moravurile turcilor. Dar odată a ajuns pe tron sau în scaun, cum se spunea pe vremea aceea, să hotărăște să facă război. Speră în ajutorul regelui Ungariei, care de acum este
acest Matei Corvin, care îi e și rudă, că Matei Corvin i-a dat o verișoară de-a lui ca nevastă.